M-am așteptat toată lumea. Toate partidele cu emoții și după sezonul care l-a făcut Academica Clinceanu în trecut, trebuia să fii după altă planetă, să nu te aștepți la un meci foarte greu, pentru că acasă au avut rezultate foarte bune și antrenorul lor, de când e la echipă de foarte mult timp, face lucruri extraordinare. Au marcat doi jucători tineri, reconsiderați regulant 21. Da, asta mă bucură, faptul că cei care în trecut poate n-au dat așa de multe goluri, mai ales Petrilă, eu cred că e primul lui gol, și pentru moralul lui e foarte bine. E extraordinar. Nu e ușor la CFR, presiunea mereu e mare și indiferent ce vârstă ai, trebuie să intri și să demonstrezi că meriți. Se resimte Djokovic după pauza cauzată de coronavirus? Păi, nu vi se pare normal să fie așa, dar nu cred că a jucat așa de rău. E clar că fizic i-a prins bine o repriză. Acum vedem cum va fi pentru miercuri, eu sper să fie în teren. Și în cât timp credeți că veți baza pe un mai mult timp? Va trebui o perioadă, cel puțin 2 săptămâni, cred eu, de antrenamente bune. Plus că și Omranii ne lipsește foarte mult în perioada asta și avem ceva probleme în atac. Dar sper să ne unim miercuri, să facem un meci excelent și să mergem mai departe. De Bailiu, cum vi s-a părut? Mi zic că a intrat foarte bine. A ținut de minge. E clar că și el fizic nu poate. A făcut 3 antrenamente. Și e greu. Nu ne-am grăbit și cred că mai trebuie ceva jucători, mai ales în atac. Trebuie să ne întărim. Aveți pe de cap în privința meciului Dinamo Zagreb? Am zis, presiunea mai mare la ei, normal. Pentru că ei au buget de 80 de milioane. Noi nu avem bugetul ăsta. Dar ca și anul trecut, când am eliminat echipe mai bune, încercăm. Se eliminau, jucăm fără presiune, dar în același timp cu agresivitate și cu spirit de echipă, care mereu ne-a adus rezultate. Vă avantajează că se joacă tot singura mașă? Rămâne de văzut. Mihai Stoica spune pe Facebook că CFR-ul a fost avantajat în prima repriză. A început lupta pentru titlul deja? Nu, eu n-am cu cine să vorbesc. Eu vorbesc de meciul meu, nu mă interesează altcineva. Și cine credeți că câștigă finala Ligii Campionilor? Bayern.